Deputații din partea Partidului Socialiștilor au refuzat să se prezinte la cea de-a treia rundă de negocieri cu deputații blocului. Acum a scris pe Facebook Mihai Pupușoi, vicepreședinte al PAS, care a afirmat că, deși au acceptat inițial invitația, deputații PSRM așa și nu s-au mai prezentat la o conferință de presă în limba rusă organizată de o platformă de știri. Întrebat despre acest lucru, Andrei Năstase, președintele platformei DA, a declarat că nu știe foarte multe despre această întâlnire, însă, spune el, socialiștii au pus capăt acestor negocieri. În lipsa mea aici, colegii mei de la blocul acum au dat curs unei invitații făcute de către un portal din Republica Moldova cu privire la o conferință la care trebuiau să participe și deputații din Parlamentul Republicii Moldova de la diferite fracțiuni. Platforma DA și PAS a dat curs acestei invitații și eu și domnul Stusar ar fi trebuit să participăm la o conferință publică în care trebuiau să participe și alți deputați, inclusiv probabil cei de la socialiști despre care vorbește domnul Popșoi, doar că ieri, în timp ce aveam ședința grupului parlamentar Platforma DA și PAS, am fost anunțați de către organizatori că socialiștii au refuzat să vină și ei încetează orice, adică pun capăt acestui proiect. Potrivit informațiilor, cei din partea blocului acum urmau să discute cu deputații PSRM despre posibilitățile de deblocare a activității Parlamentului, care a avut o singură ședință până acum, cea de constituire. Cele două formațiuni au avut câteva tentative eșuate de a ajunge la o înțelegere după ce subiectele mai multor proiecte de lege și cel al partajării funcțiilor în stat au fost mărul discordiei între cele două părți.